Debut de sezon estival surprinzător de bun pe litoral, zeci de mii de turiști s-au distrat și au făcut plajă în stațiunile de la mare în weekendul de 1 iunie. Au avut noroc de o vreme excelentă, cu temperaturi ridicate, atenuate de o briză ușoară, iar apa mării a fost tocmai bună pentru îmbăiere. Vara a început cu dreptul atât pentru turiștii care au ales litoralul, cât și pentru operatorii economici de la malul mării. Peste 35.000 de turiști pe litoral în acest weekend. Un grad foarte mare de ocupare, de 70% în stațiunea Mamaia. Numărul mare de turiști a fost justificat de tarifele de extrasezon, de la 120 de lei cu mic dejun la un hotel de 3 stele, până la 350 de lei la all-inclusiv cele mai aglomerate stațiuni, în continuare de sigur Mamaia, urmată însă de Eforie Nord, Costinești și Vama Veche. În afară de plajă, soare și mare, turiștii s-au bucurat și de o mulțime de evenimente atractive. Festivalurile, concertele organizate, petrecerile în restaurante și în cluburi, spectacolele la Delfinariu, de asemenea plimbarea cu telegondola Mamaia sau croazierele pe mare cu plecare din portul Tomis, au atras fără îndoială atenția turiștilor, mai ales că Vremea a fost extrem, extrem de bună și favorabilă, inclusiv pentru îmbăiere. Până la 15 iunie, când se termină programul Litoralul pentru Toți, turiștii se pot bucura de tarife reduse și cu 60% față de cele din vârful sezonului estival.